Senatorul PNL, Răducu George Filipescu, a declarat în urmă câteva zile, în cadrul unei conferințe de presă, că principalul contracandidat al partidului din care face parte la alegerile prezidențiale din toamna acestui an va fi candidatul PSD. Filipescu susține că în turul 2 al prezidențialilor va intra candidatul PNL și candidatul PSD, indiferent de persoana desemnată de această formațiune politică. Din punctul de vedere al senatorului, USR nu poate intra în lupta finală pentru fotoliul de președinte al României. Da, am auzit despre candidați. Sunt candidați ceva mai solizi, sunt și niște candidați fantomă care au apărut așa în spatele perdelei, total necunoscuți, doar să reprezinte pe cineva. Nu este încă nimeni declarat ca și candidat de partidul lui în afară de Klaus Iohannis. Vrea foarte bine Viorica să fie candidat, vrea și Firea să fie candidat, dar nu știu din partea cui. Am înțeles că a apărut și domnul Salunen, a apărut și domnul profesor Voiculescu cu o persoană pe care nu o cunosc, n-am văzut-o, n-am citit nimic, deci nu pot să-mi exprim niciun fel de părere. Vor mai apare și alții. Sau mai vor mai apare și alții. Poftim? Mai un băiat. Bine. Eu zic să discutăm despre personajele care au oarecare vizibilitate. Dar așa... Barna l-a declarat USR-ul ca și candidat al partidului la alegerile prezidențiale. Nu văd încă nicio reacție din partea Plus. Plus n-a spus încă dacă îl va susține sau nu îl va susține pe Barna. Dar ținând cont de faptul că Plus contează mai mult sau mai puțin în ecuația asta, că e un partid foarte, foarte mic, aș putea spune inexistent până la urmă, că până la urmă Plusul este, ăsta, USR-ul e partidul care a câștigat grosul. Da, dar Cioloș e șeful. Cum? Cioloș e șeful. Cioloș e șeful? Mm-hmm. Nu cred că Cioloș e șeful. Eu cred că e Coldea șeful. Dar zic și eu că așa. Nu pot să spun, nu-l cunosc pe Barna desfășurându-se într-o campanie electorală. Eu nu zic că Barna este o persoană periculoasă, el este într-un sens pozitiv periculos pentru noi, pentru că vine din partea USR-ului acest curent nou care s-a creat și văd eu că s-a creat numai în România, s-a creat chiar și în Europa. Și cred eu că începutul acestui curent a plecat în America, pentru că și Trump este adeptul unui curent antisistem, anti-așa. E un contracandidat de băgat în seamă. Barna nu e un contracandidat oarecare, e un contracandidat de băgat în seamă. Mi se pare pentru Iohannis, la ora actuală, ca și consistență, cel mai important contracandidat. Să vedem în schimb USR-ul cu cine apare. Ăsta USR-ul, PSD-ul cu cine apare. Să vedem. Vor putea România o femeie la prezidențială? Ce credeți dumneavoastră? Eu cred că nu. Eu cred că e mult prea devreme să le propui românilor o femeie, pentru că trebuie să moară generația care își amintește de Elena Ceaușescu. Da? Păi nu, dar și eu aș vota o femeie dacă ar fi un Margaret Thatcher. Aș vota-o. Da. Dar de la liberal, pe cine ați vota la președinție? Femeie. Femeie? Da. Mm. Care e mai deșteaptă decât Veorica? Păi la noi în partid sunt multe mai deștepte decât Viorica. Mult prea multe. Cine? Nu, dar este Alina Gorghiu, care e o fată isteață. Este și fata asta de la Sibiu, prim-vicepreședintă, care e o fată destupată și o fată destul de pregătită. Turcan? N-are, turcan. N-are ea față comercială și pare a fi antipatică, dar ce are în cap, are în cap. E treaba ei. În urmă câțiva ani se spunea clar că românii nu vor vota un neamț la prezidențiale. Da, și cu toate astea, aici... Știi ce se întâmplă, tată? Se întâmplă următorul fenomen. Se votează încă masiv în mediul rural. Iar în mediul rural știți foarte bine că femeile sunt pe locul 3. Da? Pe primul loc e băutura, pe locul 2 sunt copiii și pe locul 3 e nevasta. Deci, niciodată femeile nu vor călca peste bărbații în mediul rural.
Cât timp mediul rural este încă preponderent, niciodată o femeie nu o să fie președintă de țară. După părerea mea și a unor colegi de-ai mei, pentru noi PSD-ul rămâne adversarul numărul 1 și USR-ul este adversarul numărul 2. S-ar putea de-a lungul timpului lucrurile astea, cele două locuri se inverseze, îți devine USR-ul un partid mult mai puternic și mai periculos decât PSD-ul. În rest, partidele celelalte, din punctul meu de vedere, cu totală modestie, nu cred că intră în cap. Nu intră în cap. Ele se grupează, se lipesc la un partid mai mare, la PNL se va grupa probabil în final și USR-ul. Și acum vreau să vă spun un lucru. Din punctul meu de vedere, Iohannis va fi în turul 2. Și tot din punctul meu de vedere, PSD-ul va fi în locul 2. Va fi în locul 2. Va fi în turul 2. PSD-ul va fi în turul 2. Va fi PSD și PNL în final. Nu o să fie PSD cu Barna. PNL cu Barna sau PSD cu Barna. Eu așa cred, că așa va fi. Indiferent de candidat, mai intră PSD în turul 2? PSD-ul intră în turul 2. Va ieși cu Dăncilă? PSD-ul, eu cred că dacă ies și cu o mătură, ei vor să intre în turul 2 obligatoriu, pentru că salvarea lor ca partid nu este decât aceea de a ajunge în turul 2, chiar dacă sunt conștienți că pierd. Dar ei, dacă nici măcar nu intră în turul 2, se pulverizează efectiv. Ei își pot menține guvernarea până la 2020, la alegerile parlamentare, numai dacă intră în turul 2. Dacă n-au intrat în turul 2, partidul va fi vrăjit. Și celelalte partide vor vota cu PSD, candidatul PSD sau cu PNL? Celelalte partide, cele de pe stânga, vor vota pe stânga, cele de pe dreapta vor vota pe dreapta. Credeți că Pro-România va merge totuși într-o alianță cu PSD? În România cred că da. Pro-România cred că da. ALDE cred că nu. Atunci ALDE va fi cu PNL? Poate nu va fi nicăieri. Păi ALDE a cam avut de pierdut la europarlamentare. Nu, dar ALDE dacă iese la guvernare se pulverizează ca partid. Nu mai există. Ei trebuie să stea atârnați de guvernarea asta ca să poată să respire. Deci ăsta este aparatul de respirat al lui ALDE. Ați văzut ce a făcut? 4,1%. Fiind la guvernare. Da, dacă n-ar fi la guvernare. S-ar duce în doi. Și dispar. Deci ei vor sta atârnați de PSD până când va avea loc închiderea subiectului. Acum... Ce vrea să facă Tăriceanu? Că până la urmă nu înțelege. Păi Tăriceanu vrea să candideze, dar să fie candidatul la tot trio ăsta, Doremi. Dar dacă PSD-ul a luat decizia în CEX și asta e decizie luată istoric, de la 1946, noi vom avea candidatul nostru. La noi nu există să vină să susțină noi pe altul. Nici nu pare logic. Ca și când ar veni acum să ne spună nouă PNL-ului, că am ajuns și noi să fim mai șmecheri așa, după atâtea ani de zile, să susținem pe unul de la PMP. De la USR. Mai că de la USR, că suntem echilibrați. Suntem pe acolo. Dar să spui, băi, susțineți unul de la PMP. Bă, sunteți nebuni. Păi aveți 5%, noi avem 27% și alții au 22%. Cum să susținem unul de 5%? Așa și PSD-ul. Are 22%. Ei au 4%. Îți dă 6 ori mai mici. Cum faci tu 22% din cetățeni pesediști să voteze pe unul de 4%? Păi din aia 22%, nici 12% nu votează. Se supără, nu vin la vot, se supără sau votează altceva. Nu poți ca partid mare să faci un astfel de joc, știi? Tăriceanu ce-a fost în capul lui, nu știu. Dar lui Tăriceanu cred că i-a plecat ideea de a mai candida din momentul în care n-a depășit pragul de 5%.